Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt Andreea Esca, bine ați venit la The Flower Show! Bună, dragilor, ce faceți? Chiar Andreea Esca nu sunt, dar nu uitați că sunt Daniel Nora și sunt dați like și follow la canalul meu de influencer de pe YouTube. După cum vedeți, astăzi o să vă arăt ceva în prima audiție din nou la canalul nostru de influencer, un material absolut superb de care toate nunțile vor fi pline anul acesta. O să vedeți, o să avem anul 2019, un an cu nunți, nici cum altfel nu s-ar fi putut, decât superbe. Și vă prezint în prima audiență la The Flower Show, Pampasul, o buruiană, un stuf scump, trebuie să spun că e scump, dar care este de mare efect, de mare impresie. Uite, o să punem unul aici. Și astăzi o să facem un aranjament cu această verdeață superbă și cu toate aceste flori minunate cu care Radu de la Grădina Urbană ne-a încântat astăzi. Nu vreți să știți, nu vreți să știți ce miros am din nou de la trandafirii de grădină. Ceva, Doamne, iubesc trandafirii de grădină din tot sufletul. Săptămâna aceasta v-am pregătit un aranjament foarte simplu, foarte ușor de făcut, dar datorită florilor, o să vedeți la final, e ceva absolut demențial și mai ales datorită acestei buruieni, stuf, nu știu cum să-i zic, datorită pampasului. Așa, o să folosim mai multe fire de pampas. După cum vedeți aici am 4 vase simple, albe, identice. Puteți să faceți genul ăsta de aranjament în absolut orice fel de vas. E foarte simplu genul ăsta de aranjament, pur și simplu punem în vase, în spatele buretelui pe care l-avem pus deja în vase. Înfigem acest pampas minunat și vom avea practic un perete, o perdea superbă de pampas. O să punem câteva frunze de ferigă, câteva, nu foarte multe. Acum o să începem să punem florile albe și o să creăm în partea de jos a aranjamentului un degrade superb de la florile albe, apoi la florile roz și apoi la cele mov. O să avem un aranjament absolut demențial. Bine, cu florile astea frumoase, nici nu aveam cum să fie altfel. Mulțumesc, Radu, de la Grădina Urbană pentru floricele și mai ales mulțumesc pentru pampas. Știu că n-a fost ușor de găsit, așadar mulțumesc mult, mult, mult de tot. O să adăugăm și câteva lalele pe rot, sunt magnifice. Uite cât de frumos arată florile astea. Sunt absolut senzaționale, absolut senzaționale. Și acum o comoară, niște trandafiri cum n-ați mai văzut. Ia, miroase la cameră, să vezi cum miros. Îmi pare atât de rău că nu puteți să vedeți cum miros acești trandafiri. Iubesc trandafirii de grădină, ceva, și trandafirii David Austin și aceștia. Absolut superbi, 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 superbi. Au un miros fantastic. Și acum adăugăm puțină culoare roz în aranjamentul nostru. Ia uite, uite, ăsta e un ranunculus superbisim. Știu, v-am înnebunit la cap cu florile superbisime. Dar n-ai cum, uitați-vă ce floare frumoasă. Și acum o să trecem la culoarea mov. Nu, uitați-vă. O să fie un aranjament de nuntă, superb, dar abia aștept nunțile de anul ăsta. Mi se pare că miresele sunt din ce în ce mai curajoase, încearcă lucruri noi. Eu vă spun sincer, mă bucur când cuplurile vin la mine, inclusiv cu poze de pe Pinterest. Discuția asta, că vin, că nu vin, că fetelor. În special fetelor, că băieților, ăsta e adevărul, nu le prea pasă. Fetelor, uitați-vă pe Pinterest, inspirați-vă de unde vă e vouă mai comod, de unde vreți voi și căutați
tot felul de lucruri interesante și dacă găsiți un florist care nu poate să facă ceva din ceea ce ați găsit de pe internet, haideți la mine că vă rezolv eu. Vă promit! Și acum, doamnelor și domnilor, în prima audiție pe canalul nostru de influencer, ia uitați-vă ce minunăție, fritilaria, deci este ceva absolut superb. Ia uite cum am integrat această floare minunată în aranjamentul nostru. Mai avem de pus câțiva trandafiri mov și apoi mai am o premieră pe canalul nostru de influencer. E culmea acum, acest canal de influencer a pornit dintr-o glumă. A pornit datorită unei încercări eșuate de a face niște opoșate. După ce m-am uitat la un videoclip cu Jamie Oliver. Dar ce pot să zic? Așa cum vedeți în toate postările mele și în toate hashtag-urile, sunt și blessed, și I love my life și toate cele. Să știți că, deși câteodată fac mișto, lucrurile astea sunt pe bune. Iubesc din tot sufletul ceea ce fac și mă bucur nespus că nu mai lucrez în bancă și am ajuns să lucrez cu flori și mai ales că am ajuns să fiu influencer. Am ajuns să am atât de mulți followers și atât de mulți, uai, toată lumea îmi scrie tot timpul, mi se pare ireal. Și trebuie să menționez că acest lucru n-ar fi fost posibil fără ajutorul a doi oameni minunați care se învârt, voi nu-i prea vedeți niciodată, dar ei se învârt pe aici cu niște camere și cu niște tot felul de lumini și de chestii. Deci vă mulțumesc din suflet, dragilor. Trebuie neapărat să îi urmăriți și pe ei. Se cheamă Popcorn Set. Bine, alea care sunt mai nasoale un pic, mai de amator, sunt făcute de mine. Dar încet, încet, ați văzut, cred că dacă vă uitați acum la început, o să vedeți că la început, și mie vine să râd. Dar ajung eu la nivel de profesioniști imediat, nu vă faceți probleme. Bun. Și acum o altă premieră absolută. Pe canalul nostru de influencer, pentru prima dată, Genista! O floare minunată. Dacă... când lucrez cu floarea asta, deși ai o floare mai mult primăvăratică, mă gândesc direct la o câmpie, la o pajiște plină de salcâmi, plină de albinuțe hărnicuțe. Și dacă ați putea să mirosiți și voi prin cameră, mai greu, nu se poate încă, o să ajungem și acolo să transmitem live și miroșturi, dar de-aia m-a făcut influencer. O să vedeți că, dacă o să o aveți vreodată mână, o să vedeți că miroase absolut senzațional și se aseamnă foarte mult cu mirosul de salcâm. Asta e aranjamentul cu Pampas. Sper să vă placă, mi se pare absolut magnific. Bine, nici n-avea cum, odată ce folosești genul ăsta de trandafir de grădină, n-are cum să iasă ceva decât absolut superb, ca toate celelalte aranjamente care s-au fost absolut superbe. Sper să vă inspir, să vă jucați cu culorile, să nu uitați să aveți niște flori proaspete în fiecare zi acasă și mai ales vă doresc să aveți parte de un decor de nuntă absolut magnific. V-am pupat, să aveți o zi absolut superbisimă! Pa!